ai sarcina să găsești un echilibru între tendința spre acțiuni rapide și dorința profundă de pace și armonie. Natura ta independentă se confruntă în tine cu dorința de parteneriat, ceea ce se traduce în numeroase contradicții. Ești ambițioasă și energică, dar în același timp urăști vanitatea și discordia. Avantajul tău principal este capacitatea excelentă de a comunica. Nu ești dintre acelea care acceptă orice provocare instituită de soartă. În loc să te grăbești înainte și să concurezi, câștigi pe alții prin farmec și diplomație. Realistă până în măduva oaselor, interpretezi viața așa cum o vezi. Mai presus de toate, în procesul vieții, ești interesată de starea persoanei pe care încerci să o investighezi, să măsori și să rezumi totul în concluziile tale. În viața de zi cu zi, ești consumată cu grijile și nevoile celor dragi și ale prietenilor. Îți pasă de ce mănâncă, ce poartă, ce gândesc și ce fac. Uneori, mergi prea departe în curiozitatea ta și atunci toate problemele tale încep. Cei apropiați de tine încep să lupte pentru dreptul la intimitate și la independență. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: energie, cavalerism, inflexibilitate, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru neliniște. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere și integritatea ta. Tu ești un berbec non-standard, deoarece numărul zilei de naștere are o mare influență asupra caracterului tău. Deci, tu preferi să nu acționezi printr-un atac violent și imprudență, ci prin farmec și insinuare personală, ceea ce te face un diplomat excelent. Ești sfâșiată de contradicții, pe de o parte în profunzimea sufletului tău trebuie să fii liniștită și armonioasă, pe de altă parte, simți în tine însăți o dorință constantă pentru acțiuni rapide și decisive, care îndepărtează complet pacea. Tu trebuie să înveți să faci față acestor două dorințe. Pe de o parte, ești atrasă pentru a coopera cu alți oameni, pe de altă parte, ești iubitoare de libertate și independență într-o manieră în care încerci să lucrezi singură. Dacă vei face următorul pas spre linia credinței, începând să moralizezi, cu siguranță te vei întâlni cu un răspuns greu. Personalitate inspirațională, poți aprinde pe alții. De jur împrejur, vrăjind cu strălucirea ta, de regulă, ascultătorii tăi îți dau rolul de lider și ascultă de dorințele tale. Din păcate, dacă nu ai suficiente cunoștințe și cultură comună, nu prezinți cel mai mic interes pentru ceilalți. De aceea te-ai putea dovedi un dictator excelent. Pentru tine nu este atât de ușor de determinat stilul relațiilor cu ceilalți și de a găsi puterea de a da laurii victorii altcuiva sau de a permite evenimentelor să evolueze în conformitate cu un scenariu predeterminat. De exemplu, uneori o întreprindere nereușită este mai bine să se încheie, dar tu arăți persistență, amestecată cu considerente ideologice, și oferi pur și simplu celorlalți un deserviciu. Cu toate acestea, dacă ești slabă sau nesigură,
Sprijinul spiritual al unui astfel de lider puternic poate fi salutar, și totuși, deschiderea și capacitatea de reacție sunt discipline importante de știut pentru tine și sunt pur și simplu necesare. Apărută pe lume în această zi, diferi de restul lumii prin capacitatea de invidiată de a planifica și de a crea noi structuri, organizații sau instituții. Cu toate acestea, este mai bine atunci când ți-ai creat adepții, să lași în viitor totul sub supravegherea oamenilor simțitori, în timp ce tu însă-ți te întorci la întruparea ideii următoare. Rutina poate preveni creșterea ta în continuare. Tu trebuie să-ți amintești că nu poți lua realitatea prea literal. Uneori ești atât de practică, pământeană și închisă încât nu poți recunoaște sentimentele oamenilor apropiați de tine. Tu distrugi reveria tinerească în sine, preferând o abordare adultă a vieții. Studiind de natura umană, trebuie să-ți amintești faptul că în dezvoltarea ta treci mereu prin mai multe etape, embrionară, copilărească, matură. Este important să nu uiți de valoarea umorului, de naivitate, de capacitatea de a râde de tine. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, activitate, încredere și independență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 15 aprilie soarta ta? Această zi determină, alături de ursitoarele tale, să fii fericită, înconjurată de dragoste și de succes. Sfântul tău patron este soarele, care îți dă sinceritate, pozitivism și veselie. Tu ești foarte încrezătoare în tine însăți și în punctele tale forte, ești foarte ambițioasă, ceea ce îți permite să deschizi toate noile oportunități în viața ta. Elementul zodiacal, focul, îți dă optimism, planeta guvernator Marte, este responsabilă pentru conducere și decisivitate. Tu ți înconjori întotdeauna rudele și prietenii cu iubire, îngrijire și atenție constantă. Uneori, acest lucru se poate transforma într-o obsesie, care poate ajunge adesea la necazuri. Pentru ca tu să nu mergi prea departe să interferezi cu intimitatea altor persoane, rudele tale recurg la diverse metode, inclusiv metode agresive. Datorită naturii tale ambițioase, poți fi acuzată de cei din jurul tău, poți fi un lider excelent, dar și un dictator sau tiran pe măsură. Din cauza dependenței de conducere și nu de capacitatea de a conduce, îți este foarte dificil să-ți găsești locul în lume și să-ți determini atitudinea față de ceilalți. De aceea, tu preferi să distrugi cursul incontrolabil al evenimentelor. Tu iubești disciplina în totul. Nu tolerezi confuzia și preferi ca totul să fie pe rafturi. Dacă vei dobândi propria afacere și o pui pe picioare, această afacere va evolua în mod constant, deoarece nu poți sta liniștită și te strădui în mod constant să o dezvolți. Dragoste și compatibilitate. În ciuda luptei constante dintre dorința de independență, pe de o parte, și dorința pentru o uniune stabilă pe de altă parte, relațiile joacă un rol crucial în viața ta. În materie de dragoste ești foarte deschisă și emoțională, poți fi numită berbecul cu o inimă aprinsă. Dacă te-ai îndrăgostit, nu ai egal în manierele de curtare. Când ești îndrăgostită, arăți o sensibilitate, o atenție și un romantism maxim. În căsătorie, ești foarte credincioasă, dar cu condiția ca tu să conduci. Rolul unui subordonat vulnerabil nu îl vei tolera. Pe termen lung, parteneriatul câștigă invariabil, pentru că nevoia de dragoste este mai puternică decât dorința de libertate. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetător luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa,
Dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practici ai semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ai trăsături de caracter care te fac să te îngrijorezi prea mult și să ai grijă de ceilalți oameni. Acest interes în viața celorlalți se duce cu ușurință în forme de presiune și moralizare, în încercarea de a restrânge libertatea altora și de a învăța cum să procedeze corespunzător. Prin urmare, este foarte important ca încă din copilărie să obții o educație versatilă și să înveți multe despre alte culturi și obiceiuri, despre alte vremuri și stiluri de viață ale altor grupuri sociale. Pentru a înțelege bine modul în care oamenii pot trăi diferit, fiind de la fel de fericiți sau nefericiți, deoarece sentimentul fericirii nu depinde atât de mult de stilul de viață, așa cum crezi tu. Ești pregătită să studiezi oamenii și starea lor de sănătate, percepția de sine, gândurile și emoțiile pe o perioadă nelimitată și o faci cu plăcere, folosindu-ți rudele și prietenii ca subiecți de testare. Uneori acest lucru se manifestă prin îngrijirea caldă și simpatică, îi ajuți pe prieteni, uneori în autoritarism și presiune, în consilierea pe care nu au cerut-o. În plus, calitățile tale de conducere sunt destul de pronunțate și adesea ești capabilă să conduci mulțime și să-i aprinzi pe alții cu propriile tale cuvinte sau propriul exemplu. Ar trebui să-ți dezvolți mai mult carisma și abilitățile oratorii pentru a exercita mai multă influență asupra altora, astfel încât tu înseți să ceri sfatul lor. Este mult mai bine decât încercarea de a-ți impune punctele de vedere asupra lumii prin forță și perseverență. Orice profesie legată de medicină, îngrijirea celorlalți, psihologie ți este perfect potrivită, sănătate și boli. Deseori absorbită în probleme urgente, ignori starea sănătății tale. Aceste lucruri poate provoca surprize pentru ceilalți, pentru care nu este un secret faptul că ai tendința să te asiguri că viața ta nu merge fără complicații. Poate că răspunsul constă în faptul că știi mult mai multe despre sănătate decât despre boli. Oricât de paradoxal ar suna, nu este contraindicat să cedezi periodic atacului unor maladii minore, pentru a permite corpului să se adapteze la noile condiții și să dezvolte imunitatea. Prin urmare, poți fi încurajată să acorzi chiar mai multă atenție lucrurilor nesemnificative și să nu-ți fie frică să consulți un doctor și să faci obiectul unui examen preventiv. Deoarece ai un metabolism bun, ai tendința să te recuperezi rapid de la cursul acut și sever al bolii. Trebuie să te ferești de aderarea fanatică la tendințele nou născute în domeniul menținerii unei forme sănătoase. Deoarece nu suferi de lipsă de apetit, ți se recomandă o dietă foarte variată. Este logic să experimentezi mai des o varietate de alimente și mâncăruri exotice. Soarta și norocul. Ai o natură energică, de succes și puternică, te poți prezenta, poți impresiona pe alții. Ești bună și plină de generozitate. Ar trebui să te angajezi în auto-îmbunătățire, să nu permiți ca răutatea, invidia să-ți înlegrească sufletul. Trebuie să fii generoasă, dar nu risipitoare, bună, dar nu naivă. În tot ceea ce este necesar trebuie să menții o măsură rezonabilă, atunci vei fi fericită în această viață. Este necesar să înveți să fii recunoscătoare celor care te-au ajutat vreodată, să nu uiți binele și să faci binele. Scopul tău este să aduci bunătate și bucurie. Și apoi o viață plină de dragoste pentru lume și oamenii îți vor aduce multe beneficii, vei fi fericită, toate faptele tale vor fi înconjurate de o aură de succes. Sfaturi pentru tine. Rutina și monotonia le înduri destul de prost. Prin urmare,
Este mai bine pentru tine să te angajezi în generarea de idei și crearea de ceva nou, iar după ce îți transferi proiectele și ideile întrupate către altcineva vei fi în măsura să faci față rolului de manager. Dar pentru tine poate fi foarte dificil să transferi conducerea spre altcineva și să intri voluntar în umbră. Este de asemenea dificil pentru tine să lași lucrurile să meargă de la sine, doar să privești și să ai grijă, fără să interferezi sau să schimbi, fără a transforma activ nimic. Trebuie să înveți să fii mai deschisă față de lume și să fii mai receptivă. Petrece timp cu copiii și învață de la ei. Nu trebuie să te temi întotdeauna de lucrurile iraționale. Exprimă-te fără frica de a fi respinsă sau de a părea prostuță. Distrează-te. Fii mai atentă la practicitate, poți deveni prea primitivă și ignori complet nevoile celor care te iubesc. Nu trebuie să-ți sacrifici dragostea și naivitatea de dragul a ceea ce se numește maturizare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.